Leagă părțile cilindrului cu numerele corespunzătoare. Deci numărul 1 reprezintă secțiunea axială a cilindrului. Deci numărul 1 reprezintă secțiunea axială a cilindrului. Numărul 2 reprezintă înălțimea cilindrului. Înălțimea cilindrului o avem și aici. Deci numărul 2 reprezintă înălțimea cilindrului. Numărul 3 deci s-a șters generatoarea. O vedeți ala. Deci numărul 3 reprezintă generatoarea. Deci generatoarea, cum se învârte, formează suprafața laterală. Deci numărul 3 reprezintă generatoarea cilindrului. Numărul 4 reprezintă suprafața laterală a cilindrului. Numărul 5 reprezintă baza cilindrului și aceasta este tot baza cilindrului. Deci cilindrul are două baze. Și numărul 6 reprezintă raza bazei.